Ajungem la un apartament superb din zona Pipera. S-au construit aici un complex. Așa înțeleg eu, efectiv, organizarea terenului cu un parc în centru. Foarte tare, pini, brazi, magnolia. Genial, deci dezvoltatorul chiar a avut grijă de toate elementele cheie ca acest complex rezidențial să fie top și premium. Ne-am verificat. Deci top cum arată aici. Capăt, top. Eu credeam că clar n-ai capăt. E asta vreau să vezi. Vezi? Wow. E wow, șuți când ieși din casă ce vezi, nu? Pac, verdeață, direct. Bine ai venit într-un apartament deosebit în care noi am participat și am încercat să creăm acel premium lifestyle în care spațiile, cum ar fi zona de zi, zona de noapte, au entități separate și sunt cumva ca insule separate într-un stat. Deci, hai să începem cu prezentarea generală, după aia vom trece prin fiecare zonă și vom descoperi anumite elemente la etapa actuală care fac diferența și provoacă sau creează platforma pentru crearea unui design aliniat și gândit la milimetru. Uite, primul lucru care vreau să încep este zona intrării. Deci, zona intrării este cumva integrată printr-un open space cu două accese, în care noi avem o ușă de intrare de 2,60 m, care este fără toc și cu securitatea perfectă, categoria 4 la nivel european. Intrând în spațiu, noi vom vedea un dressing care va avea uși din MDF vopsite, mat, pentru a fi mai mult un perete invizibil. Ceea ce ne place nouă, să nu vedem chiar ușile cu muniere și tot. Sunt cu puș, se deschid și ai accesul la toate hainele de la intrare de care ai nevoie. Totodată era o provocare că trebuia să rezolvăm o baie de oaspeți. Și noi ne-am gândit în plan, da, uite în plan cum e făcută, aceasta este baia. Dar nu simplă. Noi am placat-o cu sticlă neagră. Și i-am placat inclusiv și ușa de intrare în baie cu aceeași sticlă neagră. Ce-i cu cubul ăsta lui Malevici? Sau ce-i cu pătratul ăsta negru în spațiu? Păi să știi că nu trebuie să-ți fie frică și sticla neagră este perfectă pentru a crea adâncime, interior și spațiu. Ok? Hai să mergem înainte. Deci aceasta este intrarea principală în apartament. Sigur că, cum am vorbit mai devreme, în stânga este intrarea secundară, day by day, noi avem două cote. Deci zona living-ului, day area aia, cu bucătăria, dining și living, o avem urcată cu 45 cm mai sus decât zona de noapte și zona de acces în dormitorul oaspeților sau birou. Primul lucru care văd este o masă de dining superbă, cu niște scaune plușate, aliniate și în față un șemineu. Deci, cum deseori în multe apartamente apar coloanele pe centru casei, noi am utilizat aceasta ca un element de separare între living și dining și am făcut un șemineu bioetanol care va avea o flacără naturală din când în când să-ți creezi acel mood, atmosferă de seară sau romantismul necesar savurării unei beri sau cine știu, poate un pahar de vin. În continuare, în partea dreaptă, pentru că dacă ești cu cumpărături de la magazin, ajungi în zona bucătăriei. Totodată bucătăria este parte componentă din living area și atunci aici ce am făcut, am creat o insulă super utilă în care se întâmplă action. Insula în bucătărie este cheia și eu cred că astăzi o bucătărie dacă nu are o insulă nu mai este atât de faină și nu este atât de premium cum ar trebui să fie. În spate avem toate elementele și bucătăria este de la Polyform pentru că este un brand de top italian care oferă cele mai bune produse în segmentul mobilierului internațional și este primul și cel mai important brand care duce trendurile după el. La fel și masa de dining și scaunele sunt de la același brand. Despre el vom mai vorbi și în alte episoade, dar vom vedea foarte multe elemente de la acest brand în acest apartament. Un lucru important despre care trebuie să vorbim este înălțimea. Dacă te uiți la înălțime și vezi ce se întâmplă cu cablurile la ora actuală în spațiu, ele sunt aliniate perfect și sunt gândite într-un sistem să pot fi adaptabile și controlate pe viitor dacă vom dori cumva să-l controlăm
cu un sistem DALI 2 și aici vor fi luminile de la Center Svet, da? Și ei au introdus anul ăsta, exact în luna în care suntem noi, sistemul DALI 2. Este controlul prin Bluetooth la toate luminile, la distanță sau prin telefon, deci este ceva top și merită atras atenția, deci studiază DALI 2 de la Center Svet. Open Space, la propriu premium, înseamnă când tu ai accesibilități din diferite părți într-același spațiu comun în care se întâmplă lucrurile zi la zi. Este foarte important bucătăria, dining-ul și living-ul să fie un tot întreg. Totodată să beneficiezi și de spațiu care înseamnă zonă de trecere. Totodată, din living sau din dining, tu cumva vezi ușa de intrare în dormitorul matrimonial. Ce am făcut aici? Am pus o ușă de jos până sus, până în tavan, fără toc sus, ca să fie parte din perete. Efectiv, ai deschide o bucată din perete. În continuare, trecem în zona living-ului. Dining-ul și living-ul este separat de un șemineu. Este o chestie artificială creată de noi, să-i dea puțină masivitate. L-am placat cu plăcile de la Ital Granite, cu o culoare gri, care ne place nouă foarte tare. Am separat nu doar prin marmură și estetic spațiu, i-am dat și puțină importanță și i-am scalat, i-am elevat puțin acest feeling of premium. Da? Living-ul este creat din canapea, fotolii, televizor și aici am presetat din start, undeva pe aici este OSB și OSB-ul pentru că avem elemente suspendate. Deci la faza întâi, foarte important să anticipezi și unde ai corpuri suspendate, pe perete sau în consolă, să obligatoriu să introduci OSB sau sistem de prindere special. Tot aici, uite ce se întâmplă. Vezi? Ce avem aici? Avem rigips acustic. Premium înseamnă și liniște, despre ce am vorbit în episoadele trecute. Avem izolat toți pereții cu vată bazaltică de 10, cu două straturi de rigips acustic, inclusiv s-a întâmplat și pe tavan același procedeu. Deci acustic vom fi izolați 100%, pentru că meditațiile nu le trebuie sunete străini, da? Din living, coborând două trepte, avem două trepte cu LED, cu iarăși placate cu piatră Ital Granite. Facem această diferențiere mai importantă, știi, când două trepte într-un apartament nu prea este ok, dar aici suntem condiționat de dezvoltator, am primit acest spațiu într așa mod și eu cred că este un câștig extrem de mare pentru că am căpătat de wow efect. Ai ieșit dimineața, gândește că ai ieșit dimineața din dormitor și ai view la împărăția ta. Dun, dun, dun. Living, dining, bucătărie, o cafeluță te rog, da. Deci cam treaba asta se întâmplă la proprietar. Hai să intrăm în părăția nopții. Una bucată dressing cu două intrări. După, un pat matrimonial deosebit și în spate este un dressing deosebit cu placări din piele. După, avem una bucată baie în care avem o placare de la Ital Granite deosebită, apărut anul trecut, super tare. Și neavând lumină naturală, creată de dezvoltator, ce am făcut? Am făcut un perete din sticlă între dormitor și baie. Pentru noi premium contează să ai lumină naturală permanent în baia ta. Aici, avem două intrări în dressing și am vrut să placăm tot peretele astea cu boazerie. Ce am făcut? Dacă observi, am dat o grosime, da? Și am din start am planificat cu 4 cm mai în spate acest perete, într-așa mod întrucât placările de la ușă și boazeria să fie perfect aliniate. Lucruri de care trebuie să ții cont la început și să ai grijă lucruri se întâmple. Inițial, aici băieții greșiseră și făcuse totul drept. Noi am văzut și am atenționat și am insistat numai decât să se facă diferențierea asta de 4 cm pentru că contează și este important să ții punctul de opinie și dacă vrei să fie la final totul aliniat perfect, deci ai grijă de spațiul tău și tu fii mai atent când citești proiectele. Hai să mergem în zona secundară de noapte, aici am creat un spațiu separat pentru toată zona tehnică. Uite sus, este recuperator de aer, da? Deci aerul curat, aerul condiționat, totul aici va lucra în tot întreg. Aici vom avea mașina de spălat, mașina tehnică, sigur, ușa, filomuro, hai că la toc, cu perete invizibil, nu vom vedea nimic. Deci spațiul ăsta este strict tehnic, ceea ce e important. Și în stânga avem un birou tehnic și zona de oaspeți sau dormitorul 2. Aici avem același principiu, avem dressing, pat și baie cu lumină naturală. Aici am făcut un procedeu important. Avem cadă și o
mobilier suspendat, avem o soluție mai complicată, avem o coloană, după aia cărămidă, după aia un geam care e până jos, dar am găsit și le-am făcut totul minimalist, că aliniat în linie, WC-ul cu clapetă mai jos, chiuveta mai suspendată, de ce am lăsat aceste elemente ca să putem să utilizăm și mobilierul și cada, toate fiind separate pentru un perete din sticlă, care dacă te deranjează ca e sticla, avem un switcher și ele se închid și devine opac. Deci, lumina naturală, dacă ne deranjează vizual sau estetic, le-am închis și nu avem o problemă. Aici, un perete care separă dressing-ul și locul de dormit și l-am placat cu sticlă neagră. Iarăși în contextul intrării, cum ți-am arătat acolo. Și aici avem dressing, care îl placăm cu uși din MDF, tot de la producătorul Polyform și... Mă prind sau nu mai prind? Se vede downtown-ul. Deci, efectiv, zici că ești în... undeva în suburbiile Miami sau New York-ului și vezi Manhattan-ul acolo și în dreapta pădurea. Deci și poate să fie mai perfect să vezi downtown-ul și pădurea de la tine de la terasă. Seara cred că va fi perfect. The downtown views vor fi acolo. Dar astăzi aici sunt placările de la Ital Granite pentru băi și pentru placările noastre din interior. De ce? Pentru că am anticipat la începutul construcției, nu prea era posibil să vii cu o macara să le urci foarte bine sus și le-am adus din timp. Deci am anticipat lucrurile din timp. Asta este un element cheie pentru a crea rezultatul perfect. În acest apartament noi avem un mare, mare succes să avem tot tavanul din beton fără grind sau lucruri care ne deranjează. Dar totodată ne dăm seama că vrem să facem izolația acustică și să introducem acele spoturi și lumini șine încastrate, da? Acele șine trebuie să fie anticipate din timp, de aceea la ora actuală am trasat toate luminile perfect geometric și aia e important să știi pe unde trec, să faci fotografii și după aia să le păstrezi la exact în dosarul ăla din arhivă. Și după venim cu izolație fonică, cu placare de rigips, cu rigips fonic și vom încastra acele șine în care vom pune elemente. Acesta este un element important. Totodată e elementul important legat de această ușă. Dacă observi, noi am lăsat golul perfect pentru a aduce sistemul și carcasa de preîncastrare care vine săptămâna viitoare și toate ușile au ramforsări făcute pentru această carcasă. Cotele a fost preluate de la producător și în cazul nostru sunt plus 5, plus 5 din laterale. După aia, instalându-le, rigipsul vine aliniat la muchie și căpătăm acel toc ascuns. Încă un lucru important, această placare cu sticlă. Deci placarea cu sticlă este complicată de făcută și trebuie să fie anticipată. De aceea carcasele din spate sunt ramforsate și totodată pe partea interioară avem o chiuvetă și mobilier suspendat care am făcut un rigips și puncte de prindere. Deci elementele suspendate și ancorate trebuie să ai grijă de ele, să le anticipezi, să le introduci în proiect și să le urmezi să se întâmple. Dacă observi acest element jos, tăierea aproximativ de 7 cm, să știi că nu-i pur și simplu. Aici va veni premontată plinta ascunsă. Abia aștept să văd cum înverzește aici. Superb! Gândește că tu ești la un apartament penthouse, cu view-uri, dar totodată ești într-o zonă în care rezidențială, în care oamenii au case de locuit. E wow! E top! Top, top, top! Înțeles? Pe Clubhouse, un vlogger, blogger, care e pe YouTube și restul, costă ca să vii la dânsul moderator lângă el, în room-ul lui, 5.500 de euro. Să vii în Clubhouse cu ăla alături, 5.500 de euro. What the fuck? Da, hai să luăm mâncare și mergem. Puteți închid asta.